pregătiți de joc și voie bună, numai bine împreună. Bine v-am găsit cu bucurie, când o fi mai rău, așa să fie. Pregătiți de joc și voie bună, numai bine împreună. Vedeți-mi tot, hai cu toți la joc, să cânte muzica, să joace lumea.
ușori. Ca stai mândra o cunosc, că la mine în brațe a fost. Lei, 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 sus paharul. Sui, și, 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 și. Singur, sunt cu domnul prefect și alături de noi sunt foarte mulți oameni importanți. Domnul președinte, senator Ion Preoteasa, domnul primar, domnul senator Mihai Genoiu, domnul Adinel Linca, directorul RADPFL-ului, domnul Daniel Cercel, directorul CFR-ului, vicepreședintele Consiliului Județean Mihai Neațu. Sunt alături de noi fostul prefect Dana Barbu. Și mai mult decât atât, sunt alături de noi primarii din localitățile din jur. Vorbim de primarul comunei Cârcea, primarul comunei Leu, primarul comunei Pratovoiești. Iar când vedem lucrul acesta, vedem și valoarea și felul de a fi al primarului comunei Ghindeni. Ați văzut și dumneavoastră că atunci când un om e om ca lumea, toți vecinii vin alături de el și la bine și la rău. E drept că astăzi au venit la bine. Dar atunci când e om al dracu și nu suportă nimeni, nu vin nici atunci când are bucurii. Ori faptul că atât conducerea județului, atât primarii din localitățile de lângă Ghindeni sunt alături aici, arată și faptul că Florin este un om extraordinar și face lucruri bune în comună. Eu pot să spun că are toată susținerea Consiliului Județean și tot sprijinul pentru tot ce face. Și nu este săptămână să nu vină de câteva ori la Consiliul Județean pentru cineva din localitate să ajute sau pentru un proiect al comunii. Câte proiecte poate partea să ne spuneți dumneavoastră? A fost aprobat proiectul cu alimentarea cu gaz, proiectul cu extinderea canalizării. O să fie un proiect în viitor cu o centrală, o stație de tratare mecanobiologică, o instalație extraordinar de importantă care va produce energie electrică.
sunt proiecte și proiecte pe care Florin, cu sprijinul Consiliului, cu sprijinul consilierilor din locat. Acum urmează primarul și noi jumătate. Ora asta arată și că se zbate și că este un om care face treabă și care merită toată aprecierea dumneavoastră. Aș vrea să mai aveți puțină răbdare și să-l auzim și pe domnul prefect înainte să-l auzim pe domnul primar. Mulțumesc, domnul președinte. Bună seara, dragi locuitori ale comunei Ghindeni, vă spun și eu la mulți ani. Este o plăcere ca în fiecare an să fim alături de domnul primar, pentru că este un primar campion, spunem noi, la absorția de fonduri europene. Are foarte multe proiecte în desfășurare, în derulare. Anul acesta va culege practic roadele proiectelor din cei 2-3 ani de când a început un nou mandat. O să aveți în comuna Ghindeni, așa cum a spus și domnul președinte, o să aveți gaze, canalizare, apă deja aveți și ăsta este doar meritul primarului și al Consiliului Județean. Noi, Prefectura Dolj, suntem alături de dumneavoastră și domnul primar în toate demersurile și toate proiectele pe care le face pentru comuna Ghindeni. Vă spun la mulți ani, numai bine și distracție plăcută în continuare. Vă spun și eu la mulți ani, mă scuzați, sunt foarte răcit de câteva zile. Mulțumesc invitațiilor mei, niște oameni deosebiți care niciodată nu s-a închis ușa la niciun cetățean al comunei Ghindeni în Consiliul Județean și în Prefectură. Încă o dată țin să le mulțumesc, mulțumesc consilierilor locali pentru sprijinul care l-am avut. În derularea tot ce am făcut până acum, să știți că roadele abia acum începe să le culegem, tot ce am muncit 3 ani de zile, exact ce a spus domn prefect. Sprijin avem din partea la toată conducerea Consiliului Județean, Prefectură și tot ce depinde de eu sprijin din partea dânșilor. Vom găsi oameni voioși și la inimă frumoși, uși pe joc și chiuit, Ghindeni bine v-am găsit. Am venit să cânt cu drag, că oamenii buni îmi plac, și unde o-i cântam odată, am să mai vin și altă dată. Hai la hora! Hai toți oamenii de bine, jucați ora lângă mine, haideți cu toții la joc, Ghindeniu să avem noroc. Hai toți oamenii de viață, petrecesc în dimineață, și eu cât o-i avea glas, vă scol la joc, nu vă las. Hai Ghindeniu, până mâine, așa hora, așa, așa, bravo! S-a dat drumul la hora aici la Ghindeni, să se audă până la Craiova, bravo! Așa, bă! Frumos cu sufletul său, cum l-a lăsat Dumnezeu. Mai ia seama, omule, cum se petre florile, sufletul tânăr rămâne, te știi să-ți petreci pe lume. Și ai toți oamenii de bine, jucați ora lângă mine, haideți cu toții la joc, în viață să avem noroc. Hai toți oamenii de viață, petreceți până dimineață, și eu cât o-i avea glas, vă scol la joc, nu vă las. Hai că se face hora mare! Iubăreț-am fost o meu viață, multe mândruliță-am strâns în brață, una mi-a picat la inimioară, o iubesc domeniu n-aș o vară. Iubăreț-am fost o meu viață, multe mândruliță-am strâns în brață, una mi-a picat la inimioară, o iubesc domeniu n-aș o vară. Din Ghindeni până la Craiova, pe multe le-am dus cu vorba, dar mă drag ce o am acum,
schimbau cât-i lumea. Din Ghindel până la Craiova, pe multe le-am dus cu vorba. Dar mândrașo am acum, s-a schimbau cât-i lumea. Ghindeliu! Așa, 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 vine mă! Ora mare! Că-mi iubit mândruțe măritate. Maia, Doamne, te rog din păcate. Că-mi iubit mândruțe măritate. Din Ghindel până la Craiova, pe multe le-am dus cu vorba. Dar mândrașo am acum, ca schimba-o cât-i lumea. Din Ghindel până la Craiova, pe multe le-am dus cu vorba. Oh, oh, dar mândrașo am dintre dumneavoastră.